Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În episodul de azi voi prezenta cum aflăm, cum calculăm tensiunea electrică efectivă a curentului alternativ din volți vâr la vârf. RMS de aici venind din engleză root mean square și însemnând rădăcina medie pătrată. Pentru acest test voi folosi un kit de amplificare audio cu două integrate, TDA-2002, în configurația punte. Dacă doriți să vedeți detalii cu privire la acest kit, mai multe teste, aveți link în descriere. Formula clasică pentru tensiune electrică efectivă este aceasta pe care am scris-o eu doar cu creion. Volți RMS este egal cu volți vâr la vârf împărțit la 2 ori radical din 2. Însă, eu am apucat să utilizez o altă formulă, pentru mine mult mai ușoară, fiind aceasta. Volți RMS este egal cu volți vâr la vârf ori 0,3535. Bineînțeles că mai e un 5 după acest 5, numai că am simplificat eu. Doar 4 cifre după virgulă este suficient. A doua formulă pe care am scris-o aici este aceasta, practic fiind luată din cea de mai jos, scrisă cu creion. Volți RMS este egal cu volți vâr la vârf împărțit la 2,828. 2,828 fiind calculul dintre 2 ori radical din 2. Dar pentru a înțelege mai bine aceste formule, oarecum a înțelege mai bine, am făcut niște desene. Nu sunt așa de bun la desen, dar sper să fie în regulă. Am desenat forma semnalului sinusoidal al curentului alternativ. Tensiunea electrică alternativă sinusoidală schimbă polaritatea în funcție de frecvență. Odată este cu plus, odată cu minus, odată cu plus, odată cu minus. Dar mai multe chestii referitoare la redresarea curentului alternativ aveți link în descriere. Întrebarea este ce reprezintă tensiunea efectivă. Practic este zona hașurată. De aici, de aici, de aici sau de aici. Tensiunea electrică alternativă nu are tensiunea constantă, cum s-ar spune. În funcție de timp, aici avem o anumită tensiune, aici o anumită tensiune. Practic, în zona asta, la jumătate față de tensiunea de vârf. Aici reprezintă tensiunea de vârf pe partea pozitivă, aici tensiunea de vârf pe partea negativă. Când ne referim la volți vârf la vârf, peak to peak în engleză, ne referim la tensiunea de aici până aici. Ca să înțelegeți mai bine, am făcut analogia, asemănarea acestor forme de undă cu niște cuburi de gheață. Imaginați-vă că acestea sunt cuburi de gheață. Bineînțeles, am pus cuburile de gheață de pe partea negativă pe partea pozitivă și s-a stabilit că la 2/3 din înălțimea acestora, dacă gheața se topește, apa va ajunge la același nivel. Mă rog, este o analogie, o asemănare ca să înțelegeți voi mai bine. Astfel încât tensiunea electrică în volți RMS este egală cu tensiunea din curent continuu. Bineînțeles că mai există o altă formulă pe care o să o explic chiar acum. Practic, unii fac confuzia dintre tensiunea de vârf cu tensiunea de la vârf la vârf. De astea am găsit în comentarii, a trebuit să șterg acel clip și să fac acest episod și încă unul după, ca să revizuez cum s-ar spune. Doar ce unii mi-au spus că, vezi, domne, când calculăm puterea unui amplificator, spunea că valoarea în vați e mult prea mică, că calculul ar fi greșit. Eu când am spus volți vâr la vârf, când calculam din volți vâr la vârf, ei se gândeau tensiunea de vârf și nu e același lucru. Practic, tensiunea de vârf este jumătate din tensiunea vâr la vârf. Tensiunea de vârf este practic din zona 0 către zona asta, tensiunea de vârf. Practic la jumătate. Dacă aici să spunem că avem un volt și în zona asta un volt, tensiunea vârf la vârf este 2V și tensiunea de vârf este 1V. Și bineînțeles, există o altă formulă, nu mai folosim tensiunea vârf la vârf, folosim, spre exemplu, tensiunea de vârf, de aici aici, și tensiunea sa de vârf, la jumătate față de tensiunea de la vârf la vârf, o înmulțim cu 0,7071. Volți RMS este egal cu tensiunea de vârf, volts peak, peak în engleză, tensiunea de vârf, nu vârf la vârf, atenție că nu e același lucru, ori 0,7071. Și vă va da același lucru, aceeași valoare în tensiune volts RMS, aceeași tensiune efectivă. Dar atât cu vorba, haide să trecem și la câteva măsurători practice.
Am ales un semnal pe ieșirea acestui amplificator. Cu aproximație avem 12 volți vârf la vârf. Am ales frecvența de 50 Hz, deoarece voi măsura tensiunea RMS ca demonstrație cu ajutorul multimetrului meu. Și cu cât crește în frecvență, cu atât acel multimetru nu măsoară chiar exact. Practic are o eroare. Nu mai stau să mă uit acum în foaia tehnică a lui, așa că am ales o frecvență în care să fiu sigur că măsoară bine. Deci avem 12 volți vârf la vârf. Bineînțeles că putem să punem pe afișaj să măsoare și tensiune de vârf, minim și maxim. Deci avem tensiune de vârf de 6 volți, da? 6 pe plus, 6 pe minus, minus 6 volți. Plus 6 volți, minus 6 volți. Am ales 12 și ceva, deoarece ăsta, oscilloscopul, în funcție de ce scala alegem, există o anumită eroare. Măsoară în gol o anumită tensiune, da? Asta să vă arăt. Cam 160 până în 160 de milivolt vârf la vârf. Hai să vedem în același timp multimetrul în zona asta. Pe amplificator că nu prea contează. Lăsăm așa. Tensiune alternativă. Mare atenție că acest multimetru măsoară tensiunea în volți RMS reală. Și să măsurăm, da? Avem 4,24 de volți. Bineînțeles că dacă vom folosi această formulă, vă va da tensiunea respectivă de 4,24 de volți. Hai să mărim amplitudinea, scala de 5. Hai lăsăm 16 volți vârf la vârf, deși ăsta în gol arată să mărim un pic mai mult, la 16,2 cu aproximație. Deci avem pe osciloscop tensiunea de 16 volți vârf la vârf cu aproximație, de aici până aici 16 volți. Până nu ne interesează cum calculăm, da? Practic să demonstrăm prin măsurători. Avem 5,6 volți RMS. Și bineînțeles din calcul ne dă aceeași valoare. Cam aici se oprește demonstrația practică. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!